salut cu pacea Domnului. Spun tuturor un bun venit pe pagina de Facebook Iacov Israel sau pe canalul de YouTube Iacov Israel. Pe aceste mijloace prin care putem să studiem, prin care putem să vestim, să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată îi dau slavă lui Dumnezeu când putem și avem această posibilitate, indiferent de, de loc, de mijloace, față în față sau prin intermediul mijloacelor de comunicare, este un privilegiu pentru fiecare dintre noi să-l lăudăm pe Dumnezeu, să-l mărturisim pe Dumnezeu, să studiem, să cunoaștem adevărurile pentru vremurile acestea, adevărul prezent pentru, pentru timpul acesta. Uh, aflându-ne pe un mijloc de comunicare media, da, pe internet, vă invit să distribuiți. Subiectul din seara aceasta este, cred eu, destul de interesant. Este un subiect care ar trebui să ajungă la cât mai multe persoane, nu pentru că am urât pe cineva, nu pentru că am avea ceva cu cineva, ci din contră pentru că am vrea ca adevărul lui Dumnezeu să fie cunoscut. Adevărurile Scripturii să fie făcute cunoscut. Fiecare mișcare din zilele noastre, are de-a face fie cu voința lui Dumnezeu, fie cu voia celui rău. De aceea este important, frații mei, să studiem și în același timp să participăm pentru ca mesajul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu să ajungă la cât mai multe persoane. Așa cum obișnuim de fiecare dată, cerem prezența lui Dumnezeu, cu toate că personal am cerut prezența lui Dumnezeu înainte de. A dat drumul și a intrat în direct, chiar înainte de a pregăti subiectul acesta. Și pentru fiecare subiect, noi ne rugăm, cerem sfat, cerem ajutor, pentru că nu avem nicio înțelepciune specială, nu ne este dat nimic deosebit, și nu în puterea și în înțelepciunea noastră ne încredem, ci ne încredem în călăuzirea și în sfatul Duhului lui Dumnezeu. Obișnuim să ne rugăm și în seara aceasta avem cereri de rugăciune. Pe lângă multe alte cereri care au fost făcute și în alte ocazii, în seara aceasta, tătarul Maria dorește să ne rugăm pentru familie, pentru soți, pentru copii, băieți, fete, gineri sau nurori, nepoți. Cere să ne rugăm pentru sănătatea lor, pentru sănătatea întregii familiei, dar mai mult decât atât și pentru sănătatea spirituală. Pentru ca fiecare dintre ei să se poată apropia de Dumnezeu, să-L poată cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Într-un mod special în vremurile acestea, tinerii sunt foarte asaltați cu o mulțime de ispite, cu o mulțime de tentații și dorim ca să-i punem înaintea lui Dumnezeu, copiii, nepoți, într-un mod special Dumnezeu să se ocupe prin Duhul Său cel Sfânt de inima lor, în așa fel încât inimele lor a tuturor, a întregii familii, să fie predate lui Dumnezeu. De asemenea, fratele Gică cere să ne rugăm pentru el, pentru soția sa, pentru sănătate, putere de a lucra și de a merge mai departe în lucrarea lui Dumnezeu. Cere să ne rugăm și pentru echipa Iacov Israel, pentru oamenii aceia care stau pe drumuri, care stau și împart cărți, se ocupă de lucrarea aceasta, inclusiv fratele Gică. Dorim ca Dumnezeu să le dea biruință, să le dea ajutor în, această lucrare pe care o au de făcut, Dumnezeu să deschidă porțile, să deschidă mai ales inimile oamenilor și fiecare carte, fiecare broșură care va fi dată, Dumnezeu să aibă grijă ca să atingă acele inimi sincere și acele inimi doritoare. De asemenea, lăudăm pe Dumnezeu, pe Dumnezeu pentru rugăciunile care le-a ascultat. Astăzi am primit un mesaj de la o soră care spunea și era atât de bucuroasă că Dumnezeu a ascultat rugăciunea și m-am bucurat și eu și îl slăvesc și îl slăvim pe Dumnezeu pentru că El este Cel care răspunde rugăciunilor noastre. Eu mă voi pleca pe genunchi. Toți aceia care puteți să faceți lucrul acesta, cred că este frumos, este plăcut să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu pe genunchi și să cerem sfatul, să cerem ajutorul său și călăuzirea sa pentru ocazia aceasta. Tatăl nostru... Îți mulțumim pentru încă o ocazie pe care tu ne -o oferi prin harul tău. Pentru sănătatea, pentru puterea și pentru înțelepciunea pe care le primim de la tine în dar. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, căci prin el putem să cunoaștem voia ta, prin el să putem să cunoaștem modul de lucru al celui rău. De aceea te rugăm pentru ocazia aceasta să deschizi mintea noastră, să deschizi inimile noastre, să putem să înțelegem adevărurile tale, să atingi inimile noastre, să atingi inima fiecărui ascultător. O, Tată, trăim vremuri solemne. Bătălia aceasta dintre adevăr și minciune este atât de puternică și terenul de luptă suntem fiecare dintre noi. De aceea te rugăm, ocrotește-ne tu. Noi vrem să fim mai tăi. Stăpânește-ne tu, căci dacă nu ne stăpânești tu, ne va stăpâni cel rău. Noi vrem să fim mai tăi. Îți predăm slăbiciunile noastre, îți predăm neputințele noastre și o, tată, din niște vase de lut. Noi știm că tu poți să faci niște vase strălucitoare, niște vase care să fie onoare și să fie pentru slava numelui tău. Nu uităm să te rugăm pentru cei care i-am amintit, pentru cei care au cerut să ne rugăm pentru ei. Pe lângă numele care au fost amintite în ocazia aceasta, sunt multe alte persoane, tată, care au cerut să ne rugăm pentru ele. Pentru problemele lor, pentru sănătate sau pentru familie, ca să se întoarcă la Dumnezeu. Tu cunoști, Tată, fiecare suflet sincer care se roagă și strigă către tine. Sunt copii care se roagă pentru sănătatea părinților lor. Sunt părinți care se roagă de asemenea pentru sănătatea copiilor lor. Sunt copii mici care suferă de diferite boli și părinții sunt îndurerați și cer să ne rugăm pentru ei. Strigăm către tine, Tată, să răspunzi acestor familii. Să răspunzi tuturor acelora care doresc ca copiilor să se întoarcă la tine sau acelora care doresc ca părinților să se întoarcă la tine. Acelora care se roagă pentru prietenilor. O, oh, Tată, răspunde rugăciunilor noastre. Pentru că atunci când primim răspunsuri, credința noastră se întărește mai mult în tine. Putem să te vedem la lucru și încrederea noastră, Tată, se mărește și se dezvoltă în tine. În brațul tău puternic ne predăm cu încrederea de plină că Tu ne-ai ascultat rugăciunea. Nu pentru meritele noastre. Nu pentru că suntem noi buni și am meritat lucrul acesta. Ci pentru meritele Domnului Hristos. Prin jertfa sa, noi credem că Tu asculți rugăciunea noastră. Pentru că atât de mult ne-ai iubit încât L-ai dat pe El. În numele Lui te-am rugat, Tată. Amin. Scumpii mei frați, subiectul din această ocazie l-am intitulat Scopul ascuns al papalității. Cu toate că în vremurile acestea nu mai este nimic ascuns. Lucrurile sunt date pe față, sunt cunoscute, dar, din păcate, pentru foarte mulți, pentru o categorie foarte mare, scopurile papalității sunt ascunse. Subiectul acesta, ca să-l să putem înțelege, am avea nevoie de multe ocazii la rând, nu din două în două săptămâni sau când am posibilitatea. În același timp, trebuie să recunosc că necesită un timp de pregătire mai mult, pentru că sunt multe informații care trebuie filtrate, care trebuie cercetate, multe citate care trebuie foarte bine studiate ca să poți să înțelegi. Uh, sensul ca să poți să vezi ce vrea să spună și direcția în care vrea să ducă sau să te ducă. Uh, în ocazia aceasta va trebui să mă grăbesc foarte mult, nu știu sigur cât va dura, eu N-aș vrea, dar este un subiect care n-aș putea să-l termin doar în 40-50 de, de minute. Dar, repet, avem nevoie de multe și am în vedere să începem să studiem mult mai mult și să ne ocupăm mult mai mult. Aceasta sper că este doar o primă ocazie ca o introducere în subiectul acesta. Vreau să spun de la bun început că nimic din ceea ce va fi prezentat în ocazia aceasta nu este bazat pe ură pe discriminare. Nu este din ideea că cineva este superior celuilalt. Departe de mine să am asemenea intenții. Nu este nici de a bat jocuri, nici de a critica, nici de a aduce o cară sau vreo umbră de îndoială asupra unei persoane sau asupra unei instituții. Ci, frații mei, lucrurile acestea ne sunt descoperite în cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pune foarte mare accent. Pentru că aici se dă bătălia finală. Va fi dat între adevăr și minciună. Între lumină și întuneric. Oamenii se așează fie sub un steag, fie sub un alt steag. Mulți oameni sunt sinceri așezați sub steagul celui rău, Însă necunoscând, nestudiind atât de atent Sfânta Scriptură, nici măcar nu-și dau seama unde se află. De aceea eu nu vreau să judec sau să critic pe cineva, ci aș dori să prezentăm subiectul și să înțelegem unde va duce uh, alegerea fiecăruia dintre noi, depinzând de tabăra în care mă aflu. Uh, o să intru direct, fără prea multe introduceri, am uh, două pasaje din Sfânta Scriptură, din Cartea Apocalipsa, pe care le voi cita, cita, fără să le comentez foarte, foarte mult. Iar apoi vom avea o mulțime de, uh, de informații uh, și veți vedea la, la, vremea respectivă. Primul pasaj pe care vreau să-l citesc se găsește în Apocalips la capitolul 12 și spune așa. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și o cunună cu 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu șapte capete, zece coarne și șapte cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stă stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit într-un pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Apocalipsa, capitolul 12, versetele 1 la 6. Aș vrea să, să ne întoarcem un pic la versetele acestea. Ar fi mult de discutat doar pe baza acestor versete, însă vreau doar să punctăm câteva elemente foarte importante. Spune Apostolul Ioan că a văzut în cen un semn mare. O femeie învăluită în soare. În simbolistica Sfintei Scripturi, o femeie înseamnă o biserică. Aici să nu credeți că este vorba despre Maria. Nu. Pentru că, deși se vorbește despre o femeie care a născut, da? Apoi se vorbește despre o femeie care a fugit în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, să fie hrănită acolo 1260 de zile. Nu este vorba de, de fecioara Maria, cea care l-a născut pe Mântuitorul, ci este vorba de Biserica lui Hristos, acea biserică adevărată. În pasajul acesta este descrisă o femeie curată, o femeie uh, pură, am putea spune, învăluită în soare cu luna sub picioare, o culună cu 12 stele pe cap, da? Este un simbol al Bisericii adevărate. Spun foarte scurt lucrul acesta, nu avem timp. Sunt o mulțime de versete care asociază uh, un simbol al poporului lui Dumnezeu cu o femeie, chiar și poporul Israel, de multe ori Domnul Hristos, asocia legăturile acestea. Puteți să citiți Cartea lui uh, lui Osea, de acord, de asemenea, unde Dumnezeu tot face tot felul de paralele și multe alte cărți pe care și locuri în care în Sfânta Scriptură veți vedea că. În simbolistica Sfintei Scripturi, Dumnezeu aseamănă o biserică cu o femeie. Iar aici avem o femeie curată. O femeie care deține multă lumină, da? O femeie cu învăluită în soare, luna sub picioare, iarăși nu stau să discut prea mult, da? Avem Vechiul Testament, Noul Testament, neprihănirea Domnului Hristos, biserica apostolică cu luna cu 12 stele pe cap. Este biserica adevărată pe care apostolul Ioan o vede în viziune. Însă el mai vede ceva. Împotriva acestei femei există un mare balaur roșu cu șapte capete, zece coarne, șapte cununi împărătești pe capete. Și acest balaur a stat înaintea femeii ca să nască, pentru ca să-i mănânce copilul. De asemenea, putem vedea în simbolistica Bibliei această asociere a balaurului cu o împărăție, cu o putere persecutoare. Puteți să deschideți în Ieremia la capitolul 51 și să vedeți că Nebucanețar, împărăția Babilonului, era asemănat cu un balaur care m-a mâncat. Spune, spune acolo uh, prorocul Ieremia. Deci, avem o femeie curată, o femeie care deține adevărul lui Dumnezeu, lumina. Uh, și avem un balaur care luptă împotriva acestei femei. Avem această femeie care naște un copil de barte bărbătească, un copil care va cârmui neamurile. Nu este vorba despre nimeni altcineva decât despre Mântuitorul, da? despre Domnul Iisus Hristos care a fost răpit la cel. El este cel care puteți să citi psalmi, psalmul numărul 1, numărul 2 sunt psalmi care și mulți alți psalmi care vorbesc despre uh, lucrarea Mântuitorului, că El va cârmui neamurile cu un toiac de fier. Deci avem un mare balaur și o femeie învăluită în soare. Însă acestea sunt în opoziție. Această femeie, Biserica lui Dumnezeu, însuși Mântuitorul, a fost persecutat, a vrut să fie omorât, a vrut să fie ucis. După ridicarea Mântuitorului la cer, această putere a persecutat în continuare pe Mântuitorul în copiii săi. Mântuitorul se identifică și spune, ori de câte ori veți face aceste lucruri, nu e dintre cei mai neînsemnați frații ai mie, mie mi le-ați făcut. Dacă îi zici cineva cuiva prostule, de fapt Mântuitorului îi zici prostule. Dacă îi faci un bine, Mântuitorul spune, mie mi le-ați făcut, o ori de câte ori. Și avem în opoziție aceste două. Biserica. Și această putere persecutoare, care este identificată la vremea aceea cu Roma păgână. Roma păgână era în vremea Mântuitorului, prin, prin Irod, prin puterea romană, a vrut să-l omoare pe Mântuitorul încă de la nașterea sa. Apoi, ei sunt cei care l-au răstignit, bineînțeles, cu implicarea poporului lui Dumnezeu, a copilor lui Dumnezeu, a poporului Israel. Apoi, în Imperiul Roman, vedem persecuții împotriva copiilor lui Dumnezeu, împotriva ucenicilor. Sfântul Apostol Pavel, Petru, au fost omorâți, sacrificați, martirizați de către această putere. Nu am timp foarte mult și nu mai mă ocup de, de versetele acestea. Am vrut doar să scot în evidență o biserică curată, dar care este persecutată de o putere. O putere, da? Persecutoare, o putere politică. Acum mergem la un alt pasaj, din Apocalips la capitolul 17. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit la mine de a, a veni de a vorbit cu mine și a zis Vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul în pustiu și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie plină cu nume de hulă. Avea șapte capete și zece cu coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare, spune apostolul. Și îngerul mi-a zis, de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care șade pe cele șapte capete și zece coarne care are cele șapte capete și zece coarne. Aș vrea să mă întorc uh, la începutul acestui pasaj, da? din Apocalips, capitolul 17, începând de la versetul 1. Aici avem descrisă o altă femeie. Dar aș vrea să observăm diferențele. Dacă prima femeie era învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu lună, cu 12 stele, da? Erau niște podoabe, frații mei, soarele, luna, stelele, nu sunt podoabe pe care cineva, vreun om, poate să le posede. Acestea sunt podoabe pe care le primești. Sunt, sunt podoabe din afara capacității cuiva. Da? Adevărul pe care această biserică îl are este un adevăr pe care l-a primit, nu ea l-a dezvoltat. De asemenea, noi folosim lumina soarelui, dar noi nu putem să ajutăm cumva soarele. Observăm și vom observa diferențe între femeia descrisă în Apocalipsă din capitolul 12 sau biserica care a primit un adevăr care a primit adevărul, neprihănirea lui Hristos și toate acestea care nu îi aparțin, ci sunt primite în dar. Și o femeie care este împodobită cu niciun element supranatural, niciun element din toate acestea, ci doar elemente pământești. Elemente care pot să fie obținute de oameni. Și acum aș vrea să vedem ce spune, da? Deci avem aici o femeie care șade pe o fiară de culoare stacojie. Cea din Apocalips, capitolul 12, avea luna sub picioare. Aici, această femeie șade pe o fiară, pe o fiară de culoare stacojie. Această femeie, da, și această fiară sunt pline cu nume de hulă și fiara aceasta avea șapte capete și zece coarne. Aș vrea să remarcăm un lucru, deși nu subiectul acesta este, doar vreau să fac o mică analogie. În capitolul 12 există un balaur cu șapte capete și zece, fie, zece coarne care urmărește acea femeie care caută să-i mănânce copilul, care o persecută. În Apocalips capitolul 17 vedem această femeie, o femeie, stând pe o fiară care are șapte capete și zece coarne. Ce înseamnă lucrul acesta, frații mei? Înseamnă că această femeie sau această biserică a ajuns la o asemenea unitate cu acea putere politică, cu acea putere civilă, încât această femeie este cea care conduce și care ține frâiele. De obicei, frații mei, atunci când vezi un om călărind un cal, cu cine are frâiele? Cel care este călare. Cine conduce? Cel care este deasupra. Această femeie este Așezată deasupra acestei fiare. Lucrul acesta ne spune foarte mult. Înseamnă că această femeie este cea care deține controlul asupra fiarei, iar fiara aceasta nu face altceva decât dictează ceea ce dictează această femeie. Această femeie era îmbrăcată cu purpură, cealaltă era învăluită în soare, da? cu luna sub picioare. Aceasta este îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Este împodobită cu aur, cu pietre scumpe, cu mărgăritare, dar nu observăm nimic aici din elementele divine care sunt descoperite în, în simbolistica femeii din capitolul 12. Deci este o îmbrăcăminte pe care această femeie și-a și procurat-o singură. Podoabe purpură, stacojiu, pietre scumpe, mărgăritare. Într-adevăr, pentru ochi este o imagine uh, pompoasă, ceva izbitor. Numai aceste culori, gândiți-vă, roșul, stacojiu, care simboliza puterea împărătească și așa mai departe. Această femeie spune că ținea în mână un potir plin de spurcăciuni și de necurățile curviei ei. Nu același lucru se spune despre femeia din Apocalips 12, care era curată. Dar această femeie înseamnă că nu este o femeie curată. Înseamnă că nu este o biserică care să stea pe adevăr. Înseamnă că este o femeie care a comis un adulter spiritual. Din moment ce este numită curvă, din moment ce este plină și ține în mână acel potir plin de spurcăciuni și necurățile curviei ei. Mai departe spune cuvântul că pe frunte avea un nume, o taină. Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Observați, despre femeia aceasta se spune că avea un nume, o taină, o învăluia și pe ea o taină. Însă ce taină era aceea? Mama Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor Pământului. De asemenea, se identifică foarte clar că este o biserică care a apostaziat, care a curvit spiritual, care a părăsit adevărul. Însă, mai este un lucru care vreau să-l, chiar dacă întârziem, să-l punctez. Ceea ce vedem aici este mama. Din ea înseamnă că derivă o altă mulțime de fiice care îi se asemănă, care și ea, la rândul lor, au ajuns să copieze pe mamă și să curvească și ele. Și mai spune apostolul, mai vede ceva în viziune, că a văzut pe femeia aceasta îmbătată de, sfințile, de sângele sfinților și sângele mucenicilor lui Isus. Și adaugă el, când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și am stat și m-am gândit, oare de ce s-a mirat apostolul Ioan când a văzut femeia aceasta? Răspunsul pe care eu cred că care mi l-am dat mie. Este acesta că atunci când Ioan a văzut femeia aceasta călare pe o fiară cu șapte capete, zece coarne, când a văzut taina, împodobirea ei, curviile ei, necurățile ei, Apostolul Ioan și-a adus aminte de femeia pe care a văzut-o în Apocalipsă, capitolul 12. Însă femeia aceasta era într-un izbitor contrast cu acea femeie. Nimic din curăția acelei femei nu se mai descoperea la aceasta. Ioan a văzut apostazia de la vremea de când a văzut din capitolul 12 femeia aceea curată, creștinismul acela curat, biserica aceea apostolică din vremea în care era el peste ani, că Dumnezeu i-a dat viziune peste ani, viziune care ajunge până în vremurile noastre, Ioan a putut să vadă transformarea acelei biserici. Bineînțeles că întotdeauna a rămas acea biserică adevărată și curată a lui Dumnezeu, dar din ea, frații mei, a apărut compromis, au apărut alte persoane care au înființat o altă biserică, a apărut diavolul care a reușit să amăgească și el, și așa cum în cer, diavolul așa a vrut să se prezinte ca Dumnezeu. La fel, diavolul acum reușește să corupă din această biserică oameni ca să înșele. Și la fel cum a înșelat în, în, în cer a treia parte dintre îngeri, aș vrea să nu uităm că astăzi el înșeală întreaga lume, spune cuvântul. Frații mei, femeia aceasta spune că era îmbătată cu sângele. Care biserică a persecutat pe copiii lui Dumnezeu? Nimeni alta decât Biserica Catolică. Și nu spun lucrul acesta ca să jignesc. Dar istoria o spune, frații mei. Este singura biserică, bineînțeles că după aceea și protestanții au ajuns și ei să persecute, dar este singura biserică care a avut și are o domnie atât de mare, care este îmbătată în sângele sfinților, în sângele mucenicilor. Este femeia aceea care a călărit și a, a condus puterile civile în așa fel încât acestea să dea legi în favoarea lor. Este acea biserică care cu brațul puterii civile și-a adus... În, la îndeplinire, scopurile și planurile ei. Toate împărățiile au lucrat în scopul și în, în, în interesele acestei, acestei femei, acestei biserici. Împărăția romană este prima care a ridicat practic această biserică și a propulsat-o. Practic, Imperiul roman îl putem vedea astăzi în papalitate ca o continuitate a acelorași principii corupte, păgâne. Frații mei, este această biserică care s-a -a transformat. Cu toate că pretinde și spun că uh, ei au apostolatul de la Sfântul Apostol Petru, care a fost primul papă, lucrul acesta este total fals în interpretarea lor. Biserica Apostolică nu are absolut nimic de -a face cu această biserică, care cuvântul spune că este mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Cu această biserică care are în mână un potir plin de necurății, de spurcăciuni. Cu această biserică care are în ea tot felul de elemente păgâne. Numai Biserică Creștină nu putem spune că este. Este o biserică doar cu numele de creștin. Însă, această biserică aduce la îndeplinire scopurile celui rău. Acum să nu mă înțeleagă cineva greșit. Din toată inima cred că în această biserică sunt foarte mulți oameni sinceri, foarte mulți oameni corecți, foarte mulți oameni care, potrivit cu înțelegerea pe care o au, îl slujesc pe Dumnezeu. Eu nu vorbesc de persoane aici. Noi vorbim de un sistem, noi vorbim de dogme, noi vorbim de, 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 de bazele unui sistem care nu are nimic de a face cu creștinismul. În ea vor fi mulți oameni care vor fi salvați. În ea vor fi mulți oameni care vor părăsi la vremea sfârșitului, în timpul marii strigări, această biserică și se va uni cu biserica aceea din Apocalips, capitolul 12. Frații mei, vreau să închei studiul despre versetele acestea și să trecem la altceva, spunând că în contabilitatea cerului nu sunt decât două biserici. Biserica din Apocalips, capitolul 12 care are adevărul lui Dumnezeu, care este învăluită în soare, cu luna sub picioare, o cunună cu 12 stele pe cap. Biserica aceea care spune în Apocalips capitolul 14, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncele lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și această biserică din Apocalips capitolul 17, care în unire cu puterea civilă persecută pe copiii lui Dumnezeu, la fel cum Balaurul, cum, cum uh, Imperiul Romano, uh, Roman, în vremea Mântuitorului și a ucenicilor, a persecutat Biserica din vremea aceea. La fel, femeia aceasta, Biserica aceasta, prin puterile civile, s-a îmbătat, da? De sângele sfinților și a ucenicilor lui Isus. Ar fi mult de discutat, frații mei. Însă, uh, nu este niciun dubiu pentru mine și de-a lungul. Uh, secolelor, protestanții, reformatorii au identificat clar această biserică. Toate elementele arată că aceasta este biserica care întrona, care punea pe împărați, aceasta este singura biserică. Și alte biserici, au, când au ajuns și au avut un pic putere, au persecutat pe ceilalți. Însă, mei, frații mei, este singura biserică care a avut stăpânire peste împărații Pământului. Studiu este unul mult mai larg ca să putem asocia și Apocalips capitolul 13, ca să putem înțelege pe deplin. Însă, toate elementele arată că aceasta este biserică. Până și, și felul în care arată. Priviți la biserica catolică. Purpură, stacojiu, aur, ținutele acelea pompoase, somtoase, toate care izbesc privirea ochiului și a omului. Frații mei, toate aceste elemente le găsim în această biserică, care este o biserică apostaziată. O biserică care și-a luat niște prerogative și niște drepturi care nu Dumnezeu i le-a dat. Frații mei, dorința acestei biserici a fost întotdeauna să aibă întâietate. La început nu a fost așa. De aceea spun, această biserică derivă din Biserica Apostolică. Pentru că la început, după înălțarea Mântuitorului, era o singură biserică. Cu timpul, compromisul a, a, a pătruns și în această biserică. Și apoi, credincioșii au început să se separe. Și a apărut o biserică apostaziată, care a început să persecute Biserica curată. Vreau să vă citesc ceva din ce am găsit, în scapă exact numele articolului de unde am am găsit, dar sunt niște cuvinte și spune așa. La început, în ierarhia ecleziastică, un rang superior celui de episcop nu exista, adică cel mai mare rang era episcop. Nu era nimeni deasupra. Erau mai mulți episcopi și toți erau egali. Toți episcopii, prin urmare, inclusiv cel al Romei, erau egali între ei. În primele concilii care s-au ținut în răsărit, nici episcopul Romei și nici acei episcop din dioceze o Dentale, importante n-au avut un rol proeminent. Adică toți erau la fel. Dar încă din secolul al V-lea, episcopul Romei își arogă ambițiosul titlu de roman, titlul roman de Pontifes Maximus, sau în zilele astăzi suveranul pontif. În secolul anterior, Papa Siricius ținuse să adopte în decretele sale limbajul solemn al dictelor imperiale romane, renunțând la limbajul familiar fratern al Pastoralelor bisericești creștine. Termenul de sedes apostolica, care înainte indica orice comunitate fondată de unul dintre apostoli, acum este rezervat exclusiv reședinței episcopului Romei. Iar începând din secolul al VI-lea, al, al cuvântul papă, care până acum denumise în Biserica Apuseană orice episcop a cărui era e, eparhie, sau ale cărui virtuți personale îi confereau un prestigiu deosebit, va deveni și va rămâne titlul onorific rezervat doar episcopului Romei. Frații mei, sunt doar câteva, este un, pasaj din care putem vedea această schimbare. Pentru început în biserică erau egal. Bineînțeles, nici ceilalți de episcop, pentru că nu aceasta era voia lui Dumnezeu, însă au fost un timp de egalitate. Era un timp când nu era unul mai mare sau altul mai mic. Însă observăm cum biserica aceasta, care a ajuns să călărească acea fiară, începe să-și aroge din titlurile acelei fiare. Titlul roman de Pontifes Maximus a fost adoptat de către papi și este rămas până astăzi echivalentul a suveranului pontif. Observați cum s-a renunțat la limbajul familiar și fraten al pastoralelor bisericești creștine și a început să tindă către o superioritate a episcopului Romei, titlul de papă care era recunoscut la toți episcopii, mai târziu a ajuns să fie rezervat doar episcopului Romei. Frații mei, aceasta este Biserica Catolică, care pe nedrept spun că sunt urmașii lui Petru și papa este urmașul lui Petru, este doar un titlu, o uzurpare a acelui tron care există și este al lui Hristos, al niciunui om. Această biserică, pentru multe secole, din 538 până în 1798, o mie și de ani, această biserică, aș putea spune că n-a avut rival. I-a masacrat pe toți, i-a biruit, spune cuvântul, i-a masacrat pe sfinți. S-a îmbătat cu sângele sfinților. A fost biserica care toată lumea îi recunoștea toate titlurile. Însă a venit o vreme, a început reformațiunea. Au început să răsară zorii. 1400, 1500, secolele 14, 15, 16. Și reformațiunea a apărut. Și reforma, frații mei, nu a făcut altceva decât să atace aceste titluri și să nu mai fie recunoscute. Nu avem timp să dezvoltăm. De aceasta spun, subiectul este unul foarte larg, cu documente ca să putem să, să înțelegem. Frații mei, protestantismul a dat o lovitură acestei biserici. Mai târziu, Napoleon, prin generalul Betier, L-a luat prizonier pe papă și astfel, la 1798, se pune capăt puterii de stăpânire a acestei femei, a acestei biserici. Însă, frații mei, Cuvântul ne spune în Apocalips 13 că această putere va reveni. Era, nu mai este și va veni și toată lumea se va mira după ea. Această putere a revenit începând cu anul 1929, când Mussolini a recunoscut Vaticanul drept stat, apoi s-au ridicat rând pe rând. Priviți astăzi, frații mei, cine este cel mai important om după planetă? Papa. Oricare ar fi el, că a fost Papa Ioan Paul al II-lea sau alții, că a fost Benedict sau că este Papa Francisc. Papalitatea este cea mai importantă și toată lumea la ora actuală este cu ochii pe papa. Însă, aș vrea să spun încă ceva. Cu toate că lumea venerează papalitatea, ei încă nu se bucură pe deplin de toate aceste titluri pe care și le-au dorit. În așa fel încât ei să fie deasupra tuturor. Pentru că există încă protestanți, există încă protestantism, biserici protestante care nu-i recunosc acest titlu. Iar scopul papalității, frații mei, prin tot ceea ce face, nu este altul decât să aducă toate bisericile, toate acele sfice, că vorbește de sfice, să le aducă sub stăpânirea sa. Dorința papalității este de fapt dorința lui Lucifer care a spus mă voi ridica deasupra, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeului, vor fi ca cel prea înalt. Iar în, pe acest pământ Satan și-a adus la îndeplinire scopul acesta prin această biserică. Prin faptul că omenirea s-a închinat în realitate nu lui Dumnezeu, ci lui Lucifer, pentru că în această biserică nu a fost adevărul lui Dumnezeu. Frații mei, am în față mai multe citate din uh, enciclica uh, Consiliului de la Vatican, Vatican II, care a avut loc în 1962, dar care de asemenea a avut multe documente care s-au finalizat și au fost publicate undeva prin 1965. Și aș vrea să vedeți modul și tactica ei de lucru ca să ajungă într-un mod subtil și ascuns la această dorință ca ea să fie prima. Paragraful care l-am este luat din acest document. Sunt mai multe documente. Vatican II are aproximativ 16 documente sub 16 titluri și bineînțeles împărțite. Este un document care are undeva la 1000-2000 de pagini de studiu atent, un document care dacă ar fi studiat atent ar putea să înțelege mult mai mult. Din păcate este un document care nu prea a fost studiat de bisericile protestante și mai ales de bisericile neoprotestante. Mulți lideri și consider că conducătorii bisericilor protestante și neoprotestante ar fi trebuit să fie foarte atente la enciclicele acestea, la conciliul acesta de la Vatican II și la învățăturile lui. Pentru că, frații mei, ceea ce vedem astăzi în lume și în biserici, fie că sunt protestante sau neoprotestante, nu este altceva decât această agendă a Consiliului Vatican II. În fiecare biserică. Nu există biserică care să nu fi fost infiltrată de aceste dorințe ale papalității. Și haideți să vedem. Încep cu o concluzie a documentului 5 care vorbește despre ecumenism. Să vedeți cum a luat naștere ecumenismul și care este dorința. După ce a examinat cu atenție, este concluzia acelui document. Toate acestea, da? Conciliul reînnoiește cele declarate de conciliile anterioare, precum și pontifii romani, și anume că pentru a reface sau a păstra comuniunea și unitatea, trebuie să nu se impună nicio altă povară decât cele necesare. Conciliul dorește mult ca de acum înainte toate eforturile în diferitele instituții și forme ale vieții biserice, bisericii, ascultați cu atenție, să tindă la realizarea treptată a unității, mai ales prin rugăciune și prin dialogul frățesc, referitor la doctrină și la necesitățile mai urgente ale îndatoririi pastorale din timpurile noastre. Conciliul recomandă de asemenea păstorilor și credincioșilor bisericii catolice, catolice relațiile cu aceia care nu își mai duc viața în Orient, ci departe de patrie pentru a dezvolta colaborarea frățească cu ei în spiritul carității și eliminând orice duh de rivalitate și neînțelegere. Dacă această operă va fi promovată din tot sufletul, Sfântul Conciliu speră că, supunându-se Per, e, peretele, surpându-se peretele ce desparte Biserica Occidentală de cea orientală, se va ajunge până la urmă la un singur lăcaș întărit pe piatra unghiulară, Hristos Iisus, care va face din cele două una. Este concluzia documentului 5, document care este numit Decretele despre ecumenism, din întregul document, conciliul de la Vatican II. Aș vrea să, să ne oprim un pic. Observați, papalitatea își dă seama, și au spus, ei au pierdut supremația. În anul acela nu mai aveau. În 1960 erau, apăreau, se ridicau, dar ei și-au dat seama. Noi ca să ne ridicăm și să ajungă la nivelul la care au ajuns astăzi, au trebuit să pună bazele acestui Consiliu. Vatican II și să facă practic o agendă de lucru. Aud astăzi foarte mulți oameni spunând, Doamne, nu există conspirație, conspiraționiștii. frații mei, eu nu vorbesc de conspirație, vorbesc de ceea ce ei spun. Și ceea ce vedem astăzi în politică, și ceea ce vedem astăzi în biserici, în dialogul acesta interreligios, nu este altceva decât o aplicare fidelă a acestui Consiliu Vatican II. Și vreau să repuntez în toate bisericile, că e protestantă sau neoprotestantă, regăsim rămășițe ale acestui document. În practică. Deci, biserica înțelege că trebuie să tindă la realizarea treptată a unității. Nu se poate dintr-o dată. Și atunci ei își fac planul pe bătaie lungă. Și sunt două, chiar trei modalități. Ascultați. Prima metodă ca să-i unești pe toți este prin rugăciune și doi, prin dialogul frățesc referitor la doctrină și la necesitățile mai urgente ale îndatoririi personale din timpurile noastre. De deci, ce i-au zis? Avem nevoie de două elemente. Rugăciune, și vom vedea mai târziu rugăciune comună, nu este vorba că se roagă ei, și dialog frățesc referitor la doctrină cu celelalte biserici. Frații mei, timpul este avansat, trebuie să merg, am mult, nu știu, poate mă voi opri, nici nu voi termina subiectul. A, prin mișcarea ecumenică se înțeleg activitățile și inițiativele suscitate și organizate în funcție de, de diferitele necesități ale Bisericii și după împrejurări în favoarea unității creștinilor. Astfel, sunt în primul rând toate eforturile de a elimina cuvintele, judecățile și actele care nu se potrivesc după adevăr și dreptate situației fraților despărțiți și care de aceea îngreuiază relațiile cu ei și mă opresc. Deci, în acest dialog, această mișcare ecumenică trebuie să facă un prim pas. Dacă până acum pe frații despărțiți le găseam, îi condamnam, acum, spune Biserica Catolică, trebuie să dăm la o parte orice judecată și orice acte care nu se potrivesc, după adevăr, spun ei, și dreptate, situației fraților despărțiți. Aș vrea să înțelegem că în frații despărțiți sunt bisericile strict care s-au despărțit din Biserica Romano-Catolică, dar și celelalte care au derivat din ele, neoprotestanți. Absolut toată creștinitatea, dorința catolicismului este să o acapareze. Sub o unitate, zic ei, dar nici de cum sub unitatea dată de Hristos și cerută de Hristos. Deci, primul pas este trebuie să dăm la o parte ceea ce ne desparte, trebuie să nu mai fim atât de rigizi cum am fost. Și lucrul acesta, frații mei, dacă veți observa, se aplică și din partea celorlalte biserici în ziua de astăzi, dar nu poți să vorbești de rău. Nu poți, frate, în dialogul acesta, dacă suntem parteneri la dialog, nu poți să mai scoți în evidență lucrurile care te diferențiază. Și aud astăzi, frați, mulți care nu pot să spui că papalitatea este antihristul, frate. Îi jignești, dar nu vezi ce buni sunt, nu vezi cum papa lucrează pentru binele societății, pentru promovarea principiilor și a valorilor și toate. Și, frații mei, bisericile protestante și neoprotestante au adoptat aceeași, aceeași metodă. De ce? Pentru că aceasta a pornit de la ei. Să nu mai ne judecăm unii pe ceilalți. Eu nu sunt adeptul judecății, dar, frații mei, când cuvântul lui Dumnezeu este cuvânt și când Dumnezeu spune ceva, dacă Dumnezeu a spus acesta este Antichristul, atunci nu pot să cred altfel. Aș vrea să merg mai departe. Continuă și spune, apoi în cadrul înturnirilor organizate cu intenție și în spirit religios între creștini din diferite biserici sau comunități, este dialogul purtat de experți cu pregătire adecvată. Și nu am timp, mă opresc. Observați? Pasul 2. Deci, odată dăm la o parte toate judecățile, tot ceea ce nu mai atacăm pe ceilalți, ca să putem să ajungem să organizăm cu intenție, în spirit religios, între creștini, să organizăm întâlniri între biserici sau comunități. De ce? Să dialogăm. Dar dialogul trebuie să fie purtat de experți cu pregătire adecvată nu de oricine a fost purtat dialogul acesta, unde fiecare își poate expune mai profund învățătura comunității proprii și poate prezenta limpede caracteristicile și vei spune, dar ce este rău în asta? Păi haide să vedem mai departe. Deci, organizări, întâlniri organizate cu intenție pentru dialog și haide să vedem ce se dorește cu acest dialog. Prin acest dialog, toți dobândesc o cunoaștere mai adevărată și o prețuire mai justă a învățăturii și a vieții fiecarei comunități. În același timp, aceste comunități, fiți foarte atenți, ajung să colaboreze mai larg în felurite acțiuni cerute de orice conștiință creștină pentru binele comun și se întâlnesc în modalitatea permisă pentru a se ruga în comun. Bun, ne oprim un pic. Deci, prin dialog, se ajunge la o colaborare mai largă. Am plecat prima dată prin dialog. Dialogul a deschis calea pentru o colaborare mai largă, care se ajunge la a ne ruga în comun pentru binele comun. Este mult de discutat, frații mei, doar pe un paragraf din acesta să luăm să înțelegem fiecare sens, dar vreau să merg mai departe. Să vedeți. Deci, avem dialog. De la dialog trecem la pasul următor, rugăciunea comună. În sfârșit, în cadrul dialogului, toți își examinează fidelitatea față de voința lui Hristos privitor la Biserică și întreprind, după cum se cuvine, o activitate susținută de reînnoire și de reformă. Și ascultați acum. Toate acestea îndeplinite cu prudență și răbdare de către, bisericii, de către credincioșii bisericii catolice sub privegherea păstorilor, contribuie la progresul dreptății și adevărului al bunei înțelegeri și colaborării al fraternității și unirii. Și aș vrea să, să mă opresc un pic aici. Lații mei, nici de cum în intenția acestei biserici dialogul și rugăciunea comună nu este pentru a descoperi adevărul și veți vedea mai departe, ci este dorința de a-i câștiga pe ceilalți. Observați cum, este, cum, cum sunt lucrurile puse. Toți își examinează fidelitatea față de Hristos și dialogăm și începem să, în urma acestei examinări, da, se întreprind activități de susținută reînnoire și reformă, nu în cadrul Bisericii Catolice, ci în cadrul celorlalți. Rețineți! Toate acestea, fiți atenți, îndeplinite cu prudență și răbdare de către și Bisericii Catolice, sub privirea, privegherea păstorilor, contribuie la procesul dreptății și adevărului. Și haideți să mergem mai departe. Pe această cale, prin dialog, Încetul cu încetul, depășind piedicile aflate în calea perfectei co comuniuni ecleziale, toți creștinii se vor aduna într-o unică celebrare eucharistică, în Unitatea Bisericii, una și unică. Unitate pe care Hristos a dăruit-o de la început Bisericii sale și care credem că Dăi nu e în Biserica Catolică fără a se putea pierde și sperăm că va crește din zi în zi până la sfârșitul veacurilor. De asemenea, este punctul 4 din uh, Vatican uh, al acelei document despre ecumenism, Concilul Vatican II. Rății mei, toți creștinii, Dorința lor este să se adune într-o unică celebrare euharistică în unitatea bisericii. Și care unitatea bisericii? Că aici este foarte interesant. Observați dorința lor, ajung să o spună la un moment dat pe față. Biserică unică, unitate care Hristos a dăruit-o nu bisericii anglicane, nu, ci bisericii catolice și care nu se putea pierde. <laughs> Îmi pare rău, dar ei n-au studiat Apocalips. Îngerului bisericii din Efes scrie și a pierdut pentru Sfeșnicul a fost dat altuia, 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 altuia. Haideți să mergem mai departe. Să vedeți acum. Este unirea în rugăciune. Luăm pașii aceștia un pic detaliat. Ho, ce zboară timpul. Convertirea inimii și sfințirea vieții împreună cu rugăciunile individuale și publice pentru unirea creștinilor trebuie socotite sufletul întregii mișcări ecumenice și pot fi numărate pe drept cuvânt, numite pe drept cuvânt ecumenism spiritual. Catolicii obișnuiesc să Rostească adesea în comun acea rugăciune pentru unitatea Bisericii cu care Mântuitorul însuși, în ajunul morții sale, l-a rugat fierbinte pe Tată ca tot să fie una. Și ascultați, în anumite împrejurări speciale, cum sunt rugăciunile prevăzute pentru unitate și în întâlnirile ecumenice, este permisă sau chiar dorită asocierea în rugăciune a catolicilor cu frații despărțiți. Și mă opresc aici. O, frații mei. Concilul Vatican II pune bazele a ceea ce vedem noi astăzi. An de an puteți să mergeți să vedeți în diferite, în Spania, în Italia, în Germania, rugăciune ecumenică, rugăciunea pentru unitate, toți frați, la care toate bisericile participă. Sunt trist că am văzut și reprezentanța ai bisericii adventiste, acolo, rugându-se. Dorința lor nu este de dialog. Ei trebuie să rămână primii. Nu interesează dialogul cu ceilalți ca să cunoască adevărul. Pentru ei adevărul este al lor. Toți ceilalți trebuie câștigați. Și observați cum au făcut pașii și cum s-a ajuns astăzi ca ei să fie infiltrați și învățăturile acestea să ajungă în fiecare biserică. Prin rugăciune pentru unitate. Dar ce e rău, frate, să ne rugăm? Rugăciunea Domnului Hristos. Și nu spun că este rău, dar pe principiile lui Hristos. Rugăciunea este permisă și chiar dorită. Da? Rugăciunea catolicilor cu frații despărțiți. Ei sunt despărțiți și trebuie readuși. Astfel de rugăciuni comune sunt fără îndoială un mijloc foarte eficace pentru a cere harul unității și constituie o expresie autentică a legăturilor care îi unesc încă pe catolici cu frații despărțiți. Mergem mai departe. Vreau doar să punctez ce spun ei. Fără îndoială, rugăciunea comună este un mijloc foarte eficace. Mijlocul care îi unește, da, liantul. Totuși nu este îngăduită a se considera comunicarea în cele sfinte drept un mijloc ce trebuie folosit fără discernământ pentru restabilirea unității creștinilor. Această comunicare depinde mai ales de două principii, și ascultați: semnificația unității bisericii și participarea la mijloacele harului. O, oh, ce mult ar fi să discutăm doar despre aceste două semnificații da pe aceste două principii semnificarea unității bisericii ce înseamnă unitatea bisericii este așa cum o vrea Hristos sau așa cum o vrea Biserica Catolică? Și ce înseamnă participarea la mijloacele Harului? Pentru că Biserica Catolică poate să... Nu că poate, ei susțin că ei au mijloacele Harului. Că mântuirea nu există în afara Bisericii Catolice. Scriptura ne spune că în nimeni altul nu este mântuire decât în Isus Hristos. Ori Biserica Catolică nu renunță la acea pretenție. Să nu, să nu ne surprindă aparent. Ei pot lăsa, pot să dea impresia că lasă garda jos. Dar niciodată Biserica nu va renunța la pretenția ei de infailibilitate și la pretenția ei că are în mijloacele Harului și că ea este mânuitoarea mântuirii și a Harului. U, frații mei, subiectele de acestea, am spus, necesită mult timp de studiu. Deci, comunicarea își ajunge scopul, depinde de două principii. Și dacă ei au reușit să implementeze aceste două, două principii în ceilalți și să-i câștige la aceste două principii, atunci sunt sigur de victoria lor. Semnificarea unității împiedică, în majoritatea cazurilor, această comunicare. Uneori, pentru obținerea harului, e recomandabilă. În privința modului concret de acționa, ținând seama de toate împrejurările de timp, loc și persoane, va decide cu prudență autoritatea episcopală locală dacă nu există alte dispoziții date de conferința episcopală sau după statutele proprii sau date sau de sfântul scaun. Concilul Vatican II, de asemenea, este un alt paragraf din aceeași enciclică. Observați ce spun, totul trebuie să fie sub supravegherea lor, să se țină cont de, de loc, de persoane, să se decidă cu prudență, pentru că ei nu trebuie să mai pierdă terenul. Mergem mai departe. Un alt punct. Deci, am văzut că un punct pentru câștigarea celorlalți este rugăciunea comună, care este prezentă astăzi peste tot. Oh, ne rugăm și lăudată, toți frați și se strâng și umplu stadioane și umplu biserici. Și într-o seară avem în biserica catolică, la urmă în altă biserică și în altă biserică și în altă biserică și pastor și reprezentanța ai fiecarei biserici merg și se roagă împreună și au euharistia împreună. Iarăși lucru care trebuie să-i unească. O altă metodă de a câștiga este cunoașterea reciprocă sau dialogul, dar aici este descris un pic mai pe larg. Și ascultați ce spun ei. Trebuie să cunoaștem sufletul fraților despărțiți. În acest scop este necesar studiul care trebuie efectuat după adevăr și cu bunăvoință. Catolicii cu pregătire corespunzătoare trebuie să dobândească o cunoaștere mai bună a doctrinei și a istoriei, a vieții spirituale și liturgice, a psihologiei religioase și a culturii proprii fraților despărțiți. Și ascultați! Pentru a obține acest rezultat, această cunoaștere despre ceilalți, sunt de mare folos în cu participarea ambelor părți. Adică nu trebuie doar să-i studiezi tu doctrina, ci trebuie să te întâlnești cu ei, să intre pe ei, să ai dialog, să fie participarea ambelor părți, mai ales pentru a discuta problemele teologice, în care toți să se comporte de la egal la egal cu condiția ca aceia care participă sub privegherea episcopilor să fie cu adevărat competenți. Dintr-un astfel de dialog va apărea mai limpede adevărata situația Bisericii Catolice, pe această care va fi cunoscută mai bine gândirea fraților despărțiți, iar credința noastră va fi prezentată într-un mod mai adecvat. Ne întoarcem un pic. Deci, avem nevoie de ambele părți să se întâlnească, să discute probleme teologice și au introdus un element nou care până în 1960 nu era. O discuție de la egal la egal. Oh, și așa de fericiți au fost protestanții și neoprotestanții. Ce onoare ne fac catolicii. Ne cheamă la masă și putem discuta și putem să dăm mărturie despre credința noastră, să-i câștigăm. Cel mai fals lucru. Și ascultați și priviți. O condiție la participare este. Ca cei care participă să fie sub supravegherea de la catolici, să fie sub privegherea episcopilor, oamenii aceștia care sunt trimiși acolo, să fie competenți. Și ascultați care e dorința lor finală. Nu ca să vadă care este situația, nu ca să cunoască adevărul, ascultați. Iar credința noastră le va fi prezentată într-un mod mai adecvat. Concluzia finală este: strângeți-vă cu ei. Cunoașteți-le filozofia, cunoașteți adevărurile lor, ca să știți cum să le prezentați într-un mod mai adecvat. Nu, ei nu spun, ne interesează cu adevărat să cunoaștem, să vedem ce schimbăm noi. Nu, ci e o psihologie, trebuie să-i cunoști, să-i vezi punctele tari slabe, trebuie să vezi totul ca să știi cum să prezinți credința noastră. De asta trebuie să fie competenți, trebuie să fie foarte atenți și totul trebuie să se întâmple sub adevărul Bisericii Catolice, sub cele două puncte. Unitatea în Biserică, așa cum o înțeleg ei, modelul de a exprima și a expune învățătura așa. Deci, aceasta este dorința lor, credința noastră să fie prezentată într-un mod mai adecvat. Mergem la următorul pas. Ca să poată să ajungă, frații mei, în în dialog, au spus la început, trebuie să dai la o parte ceea ce te diferențiază, să nu folosești acele cuvinte care le-ai folosit înainte despre ei eretici și așa mai departe. Nu. Ascutați. Punctul 11. Modelul de a exprima și de a expune învățătura de credință. Modul și metoda de a exprima credința catolică nu trebuie să constituie niciun fel un obstacol în calea dialogului cu frații. Trebuie neapărat să fie exprimată clar învățătura integrală. Iarăși este mult de discutat despre ce înseamnă învățătura integrală. Dar rețineți, trebuie exprimată clar învățătura integrală, doctrina catolică, la care ei nici de cum nu renunță. Nimic nu este mai străin de ecumenismul, ecumenismului fals decât falsul irenism datorită căruia puritatea învățăturii catolice este știrbită și este întunecat sensul ei autentic și precis. Și vreau să mă, mă opresc aici și să vreau, vreau să, să definesc un termen care este foarte, foarte important în a înțelege paragraful acesta. Nimic nu este mai străin ecumenismului decât falsul irenism. Frații mei, irenismul este acea orientare teologică care susținea Unificarea diferitelor confesiuni creștine pe baza a ceea ce ei au în comun. Ne unim în punctele comune. Dar observați, papalitatea vrea să ne unim în punctele comune. Dar ei spun, pentru ecumenism, nu este mai străin decât, nimic nu e mai străin decât falsul irenism. Și ascultați ce e pentru ei, falsul irenism. Din, datorită căruia Puritatea învățăturii catolice este știrbită. Este întunecat și sensul ei autentic și precis. Este întunecat, sensul ei autentic și precis. Adică noi ne unim în puncte comune, dar să fie cum vreau eu. Să nu știrbească cu nimic din adevărul meu. Chiar dacă avem un punct comun. Ce înseamnă neprihănirea prin Hristos? O, oh, terminul acesta este atât de sumar. Da, ne-am unit în neprihănirea în Hristos. Dar, frații mei, este acea neprihănire, cum o înțeleg protestanții și o explică Sfânta Scriptură, sau ne unim într-un punct așa cum vor ei, în așa fel încât învățătura, puritatea învățătorilor să nu fie știrbită. Va trebui să fie foarte atenți protestanții și neoprotestanții. În același timp, credința catolică, trebuie explicată mai adânc și mai corect în felul și în limbajul care poate fi într-adevăr înțeles și de frații despărțiți. Deci care e dorința lor în toate aceste dialoguri și în toate aceste metode să fie înțeleasă credința lor de către ceilalți. Pe lângă aceasta, în dialogul ecumenic, teologii catolici, și ascultați, rămânând credincioși învățăturii bisericii, trebuie să înainteze în cercetarea împreună cu frații despărțiți a misterelor divine, cu dragoste de adevăr, cu iubire și umilință. În compararea învățăturilor, să nu se uite că există o ordine sau ierarhia adevărurilor învățăturii catolice în funcție de legătura lor cu fundamentul credinței creștine. Astfel se va pregăti calea pe care cu toții prin această emulație frățească vor fi împinși spre o cunoaștere mai profundă și o manifestare mai limpede a nepătrunselor bogății ale lui Hristos. Vreau să mă întorc un pic. Deci pe lângă dialoguri ecumenic, teologii catolici trebuie să rămână credincioși învățăturii bisericii. Nu, ei nu trebuie să ia din învățăturile celorlalți să aducă în biserică ca această biserică să fie reformată, ci ei trebuie învățătura lor să o dea celorlalți. Ei trebuie să fie atât de diplomați, atât de atenți în tot ce fac, în așa fel încât să-ți dea impresia că acceptă ceea ce îi spui tu, când de fapt spune că, ce spune aici? Să știe să prezinte, să explice adânc și corect în limbajul care poate fi înțeles de către cei despărțiți. Haideți să mergem mai departe. În compararea învățăturilor să nu se uite că există o ordine sau ierarhie. Observați? O să se țină cont de lucrul acesta. Când comparăm învățăturile între noi, există o ordine, o ierarhie adevărului învățăturii catolice. Astfel spun ei, prin dialogul acesta și prin toate acestea, fiți foarte atenți la limbaj. Se va pregăti calea pe care cu toții, prin această emulație frățească, ei nu spun vom fi împins spre o cunoaștere mai profundă, ci spun vor fi. Observați? Foarte interesant limbajul lor. Ne strângem, dialogăm. Și nu spun fraților, în urma acestui dialog vom fi împinși spre cunoaștere mai profundă, ci spun veți fi, vor fi. E un document al lor, ei spun în felul acesta ei vom câștiga și vor fi împinși spre o cunoaștere mai profundă și o manifestare mai limpede a nepătrunselor bogăției ale lui Hristos pentru că Biserica Catolică spune noi avem adevărul și voi nu-l aveți. O, frații mei, un alt lucru, un alt punct pentru care, pe care încă din Concilul Vatican II s-a pus mare accent este sărbătorirea duminicii. Și ascultați! În celebrarea acestui ciclu anual, este vorba de documentul care reglementa ciclul anual al liturghiilor. Spune așa, în celebrarea acestui ciclu anual al lui Hristos, Sfânta Biserică o venerează cu o iubire deosebită pe Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, care este indisolubil unită cu Fiul ei în opera mântuirii. Și mă opresc aici, că aceste cuvinte mi-au atras atenția. Deci, în tot ce înseamnă mântuire, fără Fecioara Maria nu se poate. Și atunci vreți să-mi spuneți mie că Biserica Catolică vine la dialog cu protestanții și cu neoprotestanții și toți se grăbesc să meargă la dialog de la egal la egal, dar ascultați-le doctrina. Fecioara Maria, nescătoare de Dumnezeu, este indisolubil unită cu Fiul ei în opera mântuirii. Adică nu există, nu poți să-L separi pe, pe Hristos de Maria. indisolubil, sunt uniți, da? Este indisolubil unită, n-ai cum. Păi fratele meu, ce să mai cauți să-L câștigi pe El? ce crezi că îl vei câștiga? Nu. Ci El, prin tactica Lui, te va câștiga pe tine. Și în felul acesta, multe biserici, frații mei, au căzut pradă acestui scop ascuns. Bun. Maria, biserica admiră, deci ă, așa, în Maria, biserica admiră și preamărește rodul cel mai ales al răscumpărării și contemplă cu bucurie ca într-o icoană preacurată ceea ce ea însăși dorește și speră să fie în întregime. Deci în Maria, biserica, admiră și preamărește rodul cel mai ales al răscumpărării, nu în Hristos. Frații mei, de asta spuneam la început, această biserică e acea biserică plină cu, cu spurcăciuni, necurății, cu vinul acela al Babilonului care îl dă și ceea ce se întâmplă astăzi nu este decât această învățătură, este dată tuturor bisericilor. În Maria avem răscumpărarea, în nimeni altul, în Hristos ne spune Sfânta Scriptură. Ia uitați aici ce spun ei. Revalorizarea Duminicii. Punctul 106. Conform tradiției apostolice, care datează încă din ziua Învierii lui Hristos, biserica celebrează misterul pascal în fiecare a opta zi, care e numită pe bună dreptate ziua Domnului sau Duminica. În adevăr, în această zi, credincioșii trebuie să se adune ca ascultând cuvântul lui Dumnezeu și participând la Sfânta Euharistie să-și amintească de patima învierea și gloria Domnului Isus și să mulțumească lui Dumnezeu care i-a renăscut la o nădejde vie prin învierea lui Hristos din morți. Așadar, spun ei mai departe, duminica este sărbătoarea primordială care trebuie prezentată pietății credincioșilor și întipărită bine în ea, așa încât să devină și zi de bucurie și de încetare a lucrului. Celelalte celebrări, dacă nu sunt într-adevăr de cea mai mare importanță, nu trebuie să aibă întietatea asupra ei, deoarece ea, sărbătorirea Duminicii, da, este fundamentul și nucleul întregului an liturgic. Spun ei în Conciliu de la Vasican II, da? în documentul anul liturgic la capitolul 5. Frații mei, lucrurile sunt destul de clare. Ceea ce vedem noi astăzi, promovarea duminicii ca zi de libertate, ca zi de familie, ca zi nu și are originea acum. Nu și are originea în, în toate aceste mișcări politice, ci originea lor este în Concilul de la Vatican II. De aceea spun, ce se întâmplă în politică astăzi este într-o strânsă legătură cu ceea ce s-a hotărât la Concilul Vatican II. Este într-o strânsă legătură cu enciclica Rerum Novarum, acea enciclică socială, care ne vorbește despre binele comun, despre proprietatea comună. Iarăși nu avem timp să discutăm, dar, frații mei, lucrurile acestea se petrec astăzi. Și Majoritatea bisericilor, aproape toate, sunt înșelate pentru că nu și-au luat timp să studieze cu atenție aceste documente. Deci, Duminica este sărbătoarea primordială care trebuie prezentată. Nu mai vorbim că această zi nu are nicio autoritate din partea scripturii, nu are nicio autoritate din partea lui Dumnezeu, este doar o tradiție și vom vedea. Ia, uitați, frații mei! Cum începe să se împlinească astăzi conciliul de la Vatican II. Ia uitați! Acum câteva zile, Sfântul Părinte, Papa Francisc, a fost în Irak. Aici este o imagine de la rugăciunea comună din Ur, din orașul lui Abraham. Îți mulțumim pentru exemplul lui Abraham. Este un gând din rugăciune. Curaj, rezistență și tărie. Aici sunt liderii principalelor, principalelor religii din Irak. Îl vedem pe Papa Francisc și liderii lor. Și mă întreb și eu, deși suntem în pandemie și papalitatea promovează atât de mult și pandemia și masca și virusul, sunt doar două, trei persoane care le văd pe aici cu mască. Se pare că pentru ei pandemia nu prea este. E pentru prostime. Da? Avem 1, doi, trei. N-are nici Sfântul Părinte, nici Sfântul Aiatolac și așa mai departe. N-au mască. Pentru ei virusul nu e atât de periculos, deși sunt toți în categoria de risc maxim. Nu e niciunul la 50 de ani aici măcar. Sunt toți de la 60-70 de ani. Deci rugăciune comună, dialog, să-i câștigăm pe toți. Deci toate aceste în principii, frații mei, le vedem puse în aplicare. Am dat doar exemplul pentru că a fost pe 6, în 6 martie, este poza reală făcută în orașul Ur din Haldea, originea orașului de unde a plecat Avram. Ia ascultați ce spune Vatican News. Este după pagina după site-ul lor, Vatican News. În urul caldeilor, de unde Abraham a plecat pentru misiunea sa în cea de-a doua zi a călătoriei apostolice a papei în Irak, sâmbătă 6 martie, a avut loc o întâlnire a tuturor religiilor prezente în Irak. Urmată de rostirea unei rugăciuni inspirată din figura patriarhului biblic Abraham, care a știut să se roage lui Dumnezeu cu credincioșie și încredere totală, care a știut să-L asculte pe Dumnezeu și să urmeze calea. Deci, observați principiile, nu am timp, mai am ceva paragrafe și deja timpul este foarte înaintat. Vreau să vedeți o altă împlinire referitoare la ce înseamnă promovarea zilei de duminică. În timp ce Sfântul Părinte, Suveranul Pontif, Pontifes Maximus, era în Irak, să vedeți ce se întâmplă în Polonia. Polonia sărbătorește 1700 de ani de la stabilirea Duminicii ca sărbătoare publică. Este luat articolul după Vatican News și am să citesc. Ascultați. Era 7 martie anul 321 după Hristos când împăratul Constantin a poruncit ca Die Solis sau ziua soarelui Duminica să fie o zi liberă nelucrătoare. Și vreau să mă opresc un pic aici. Era 7 martie 321, o spun catolici, episcopii catolici, când împăratul a poruncit ca Die Solis să fie zi liberă și nelucrătoare. Până atunci Die Solis era Die Solis. Era zi lucrătoare, n-avea nicio sfințenie, era n avea nimic. Până atunci, până când biserica catolică, această femeie care șade călare pe acea fiară, până când ea nu a intervenit prin mâna lui Constantin, duminica era zi, ziua întâia, obișnuită zi de lucru. Sabatul era venerat de către biserica aceea din Apocalips 12. Deci ei o recunosc cu gura lor. Observați, pe 7 martie împăratul a poruncit ca dies Solis, ziua soarelui, care nu are nicio treabă cu ziua Domnului, să fie zi lucrătoare. La 1700 de ani de la acel decret, conferința episcopală din Polonia a difuzat un mesaj în care solicită respectarea acestei tradiții milenare și construirea unei culturi a Duminicii ca zi de odihnă. Ce spunea documentul Vatican II? Reabilitarea, ridicarea duminicii. Trebuie să fie adusă în față. Prin orice, prin orice metode. Nu, nu e primită pentru început ca zi de închinare. E zi de repaus pentru refacerea trupului. E zi pentru binele familiei, pentru binele societății, pentru schimbările climatice, să se odihnească planeta. Sub orice motive, ea trebuie adusă înainte, dar, frații mei, scopul lor ascuns final este ca această zi să fie adusă ca zi de închinare obligatorie pentru toată lumea. Acesta este scopul lor, scopul ascuns. Așa. Deci, avem nevoie ca această zi să fie respectată, și aceste tradiții milionare, și construirea unei culturi a Duminicii ca zi de odihnă. Ca zi de întărire și refacere a regăturii de familie și, so și sociale uh, slăbite. Da? De familie, sociale, uh, familie și socialitatea slăbită, să zicem așa, de oameni. Cea de-a șaptea zi a săptămânii, pe nedrept numită a șaptea, să fie de asemenea o ocazie pentru liniștea spirituală și pentru edificarea unei comunități familiale, religioase și naționale. Se spune în mesajul semnat de președintele episcopatului polonez, arhiepiscopul Stanislav Gade, nu știu exact cum se citește, și de responsabilul episcopiei parostereale, pastorale, arhiepiscopul Victor, așa. Îi încurajăm pe toți, Spun ei să respecte această tradiție, să o aprecieze, să o protejeze, să o alimenteze și să o transmită generațiilor mai tinere. O spun destul de clar: păzirea duminicii ce este o tradiție, o tradiție milenară. Îi încurajăm pe toți să respecte această tradiție. N-are nimic în comun cu autoritatea lui Dumnezeu, frații mei. Ori bisericile protestante care au derivat din această biserică, ele au rămas în continuare la învățătura acestei biserici. De aceea sunt numite ficele ei. Și formează împreună Babilonul acela. Tot felul de necurății, de păsări necurate. Mai departe, în 8 martie 2021, tot după Vatican News, da? Conferința episcopală din Polonia amintește totodată că eliberarea zilei chemată, die solis, de obligația de a lucra, a contribuit de-a lungul timpului la stabilirea Duminicii ca ziua Domnului și a omului. Și mă opresc aici, pentru că e important gândul acesta. Observații aici spun foarte clar. Dacă Constantin cel Mare nu ar fi eliberat ziua die solis de obligația de a lucra, ea niciodată n-ar fi levenit zi de odihnă. Deci zi de odihnă n-a devenit prin autoritatea Cuvântul lui Dumnezeu, ci prin eliberarea da? de obligația de a lucra. A devenit o sărbătoare, a devenit Duminica stabilită ca ziua Domnului și a omului. Din acest motiv, caracterul festiv al acestei zile trebuie protejat, fără a fi zdrobit de dictatele organizațiilor și corporațiilor care se ocupă de comerț și care, determinate exclusiv de profit, nu țin cont de efectele care decurg din distrugerea țesutului social. De fapt, lucrând Duminica, subliniază episcopatul polonez, lucrând, da, se privează societatea atât de timpul liber, cât și de împăr împărtășirea sărbătorii festive, care ar trebui să constituie un element permanent al identității noastre culturale. O, oh, frații mei. Avem treabă cu cultură, avem treabă cu tradiții, avem treabă cu orice, numai cu Cuvântul lui Dumnezeu nu. Înțelegeți de, de ce această femeie nu este învăluită în soare, nu este cu luna sub picioare, nu mai poartă pe cap cele 12 stele? Înțelegeți de ce? Ea a făcut dintr-o religie a ei, din, 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 din dorința ei, la fel cum a făcut Cain, a instaurat o altfel de închinare și o altă zi. Timpul e înaintat. Episcopii polonezi citează apoi două documente. Scrisoarea apostolului că dies dominii referitoare la Sfințirea Duminicii semnată de Sfântul Ioan Paul al doilea în care se afirmă chiar și în contextul dificultăților timpului nostru, identitatea acestei zile trebuie păstrată și mai ales profund trăită. În epoca noastră, se spune în paragraful scrisorii, rămâne necesar ca să se facă eforturi pentru ca toți oamenii să poată cunoaște libertatea odihna și destinarea necesară demnităților de oameni cu obligațiile religioase, familiare, culturale și sociale ce sunt legate de aceasta și care cu greu pot fi împlinite dacă nu este rezervată măcar o zi pe săptămână care să le permită oamenilor să se bucure împreună de posibilitatea de a se odihni într-un climat de sărbătoare. Dar Dumnezeu de la creațiune ne-a lăsat ceea ce îi spun. Nu înțeleg de ce trebuie să stabilesc o altă zi când Dumnezeu o spune foarte clar. Și Dumnezeu a reglementat lucrurile de la început. De ce le reglementăm pe tradiții, pe altceva, cu autoritate omenească, în niciun fel cu autoritatea lui Dumnezeu? Da? Observați, din nou, să rămână, rămâne necesar să se facă eforturi pentru promovarea Duminicii. Ceea ce vedem astăzi, de asemenea a fost o știre, nu doar ei, episcopii polonezi, ci episcopii Uniunii Europene, cer Consiliului Uniunii Europene, se fac presiuni de aceea, frații mei, această femeie spune cuvântul că șade călare pe fiară, pe puterea civilă, pe puterea juridică. Pentru că ei nu pot să dea edicte și legi, omenești civile care să ne afecteze pe noi, atunci se folosesc de brațul puterii civile, se unește cu statul. De asemenea, un mesaj se citează apelul bisericilor din Polonia pentru respectarea sărbătoririi duminicii lansat în ianuarie 2015 prin care în urmă cu șase ani autoritățile au fost îndemnate să facă tot posibilul pentru a proteja Duminica, astfel încât oamenii să nu fie tratați ca o mașină de profit și să poată trăi în această zi în conformitate cu crezul lor. Observați, biserica face apel la brațul puterii civile, la stat, să facă tot posibil pentru a proteja Duminica. Ați mei, eu sunt de acord. Fiecărui om trebuie să-i se dea ziua liberă. Dacă o vrea joia, să-i dai joia conștiința lui spui că trebuie să închine sabat, sâmbăta, să-i ofere acea zi. Îi spune conștiința că trebuie să se închine duminica, să-i oferi în acea zi. Dar de ce nu spui tuturor să le oferi libertatea să se închine în ziua în care doresc ei? Cu toate că Dumnezeu spune în ce zi trebuie să ne închinăm. Însă eu nu sunt de acord ca sabatul, ziua a șaptea, să fie impusă. În momentul în care este impusă de om, nu este bine. Nu e voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, poți să alegi. Facem apel către angajator să respecte sfințenia zilei Domnului, să nu cheme la muncă pe angajați decât în cazuri strict necesare, se mai spune în mesajul episcopatului polonez, prilejuit a de împlinirea 1700 de ani de la sărbătorirea duminicii ca stabilirea duminicii ca sărbătoare publică. Deci, ne oprim. 1700 de ani nu ne duce la înălțarea Domnului Hristos, Cine duce 300 și ceva de ani după înălțarea Domnului Hristos. Deci, Biserica Catolică sărbătorește 1700 de ani de când Duminica devine zi și sărbătoare publică, înseamnă că 300 de ani acea biserică curată pe care a văzut-o Ioan a păstrat sabatul. Iar când Ioan o vede pe această femeie călărind pe, pe fiară, se miră. De ce? Tocmai de aceste schimbări. Cum a început să schimbe vremurile, cum a început să schimbe legea. Ei recunosc că nu de la înălțare, cum spun bisericile care țin duminica, de la înălțarea lui Hristos nu s-a mai păstrat sabatul. E, frații mei, uitați că e biserica care are este cea mai lungă. Ei spun foarte clar, avem 1700 de ani. Dați înapoi și să vedeți, să vedeți că până la Constantin, duminica nu a fost sărbătorită ca zi de odihnă. Și de asemenea este din nou inclus binele familiei și așa mai departe. Frate, alarte, săptămâna trecută, pe 7 martie, a fost împlinirea sărbătoarea aceasta. Deci acum 4-5 zile în urmă. Da? Frații mei, din 1700 de ani, vedem că ei au sărbătorit 321 când împăratul Constate. Aș vrea să mai săr, deja timpul s-a dus. Am câteva paragrafe care descriu foarte bine ceea ce se întâmplă astăzi cu Biserica Catolică. Paragrafe din Spiritul Profetic care au fost scrise cu 150-160 de ani în urmă. O să trec foarte repede prin ele. Biserica romană reprezintă acum lumii o față plăcută, acoperind cu scuze raportul cruzimilor ei oribile. S-a îmbrăcat cu o haină creștină, dar a rămas neschimbată. Toate principiile papalității care existau în trecut există și astăzi. Învățăturile noscocite în nivel mediu sunt și astăzi susținute. Nimeni să nu se amăgească. Papalitatea pe care protestanții sunt acum gata să o cinstească este aceeași care a condus. Lumea în zilele reformei, când oamenii lui Dumnezeu au stat cu prețul vieților, îmbătate de sângele sfinților, pentru a demasca nelegiuirea. Ea are aceeași mândrie, aceeași pretenție arogantă pe care le-a impus regilor și prinților și prin care și-a asumat prerogativele lui Dumnezeu. Spiritul el nu este, ei nu este mai puțin crud și despotic acum decât atunci când a înnăbușit libertatea umană și i-a ucis pe sfinții celui prea înalt. Observați ce spune paragraful? Foarte bine descrie. Astăzi îi arată alte pretenții. Însă, în spate, când urmărești dogmele ei, îți dai seama că n-au renunțat la nimic. Toate dialogurile acelea nu sunt ca ei să învețe ceva, ci ei să te învețe. Mergem mai departe. Papalitatea este exact ce a declarat profeția că va fi, și anume apostazia zilelor din urmă. Este unul din procedeele ei, acela de a arăta caracterul care va împlini cel mai bine planurile ei. Dincolo de aspectul schimbător de cameleon, ea ascunde același venin neschimbat al șarpelui. Oh, discutăm de la egal la egal, dăm la o parte toate diferențele, ne unim, dar în spate mușcă ca un basilic. E ca un cameleon. Și ați observat? Toate gândurile ei vor fi îndreptați, vor cunoaște mai bine credința noastră, le vom prezenta. Trebuie să fie singura dorință. Acolo nu spune noi să învățăm și să schimbăm ceva. Nu. No. Credința nu trebuie păstrată față de eretici, nici față de persoanele suspectate de erezie, spunea Biserica Catolică. Da? Poate această, poate această putere, al cărui raport timp de o mie de ani este scris cu sângele Sfinților, să fie acum recunoscută ca parte a Bisericii lui Hristos? Nu! Aceasta nu e Biserica lui Hristos. Deși în interiorul ei sunt oameni ai lui Hristos, aș putea spune că sunt mișcări și poate în următorul subiect când îl voi prezenta o să arăt cum sunt mișcări conservatoare și cum uh, arhiepiscopi... Nu sunt mulțumiți cu direcția aceasta spre globalizare, spre o nouă ordine mondială în care biserica aceasta merge. O să vă aduc uh, discursul unui arhiepiscop care este împotriva a ceea ce se întâmplă în biserică și care condamnă în termeni cei mai dure activitatea Papei Francisc. Nu fără motiv s-a susținut că în țările protestante catolicismul se deosebește mult mai puțin de protestantism decât în vremurile de demult. S-a produs o schimbare. Dar schimbarea nu este în papalitate. Catolicismul fără îndoială se aseamănă mult cu protestantismul care există astăzi, deoarece protestantismul a degenerat atât de mult din zilele reformatorilor. Există apropiere? Nu pentru că catolicismul s-a schimbat, ci pentru că protestantismul s-a schimbat. Mergem mai departe, că timpul e târziu. Să nu se uite că înfumurarea Romei nu se schimbă niciodată. Principiile lui Grigore al VII-lea și ale lui Inocențiu al iii sunt și astăzi principiile Bisericii Romano-Catolice. Și dacă ar avea numai puterea, le-ar pune în practică acum cu tot atâta vigoare ca în veacurile trecute. Puțini își dau seama protestanți, puțini își dau seama protestanții ce fac atunci când își propun să primească ajutorul Romei în lucrarea de înălțarea a Duminicii. Dați-mi, vreau să vă spun că bătăria aici va fi dată. Punctul final între poporul lui Dumnezeu care păzește poruncile lui Dumnezeu și această biserică apostată va fi, cum spuneau și ei, cea mai importantă e Duminica. Puțin își dau seama protestanții că acceptă ajutorul Bisericii Catolice în promovarea Duminicii. Și lucrul acesta se întâmplă foarte mult în țările protestante, America mai ales. Au înălțat și înalță. Este un subiect demn de, dem de studiat. Dar, frații mei, cuvântul spune și eu cred că este un cuvânt inspirat, să nu se uite că acele principii pline de înfumurare nu se schimbă. Și aici îmi place cum spune, dacă ar avea numai puterea, să îi se dea puterea pe deplin. De curând, Papa Francis a declarat, a avut o declarație. Ori îmi ești frate, ori îmi ești dușman. Cale de mijloc nu există. Dar putem să conviețuim în pace, în liniște. Dumneata crește ce vrei, părinte. Eu cred ce vreau. Dumneavoastră vă, închin, vă închinați cum vreți, eu mă închin cum vreau. De ce trebuie să mă oblig să mă închin cum vrei Dumneata? Eu înțeleg unitatea în Hristos așa cum o înțeleg eu. Dumneata o înțelegi în felul tău. Pot să nu te urăsc, pot să nu-ți fac rău, nu trebuie să te închid, nu trebuie să te bat jocoresc. dar de ce vrei să faci lucrul acesta? Și nu este departe timpul când puterea îi va fi dată și din nou va începe o persecuție amară pentru copiii lui Dumnezeu. În timp ce ei urmăresc împlinirea scopului lor, Roma țintește să-și restabilească puterea, să-și refacă supremația pierdută. Acesta este scopul lor. Odată stabilit, și acum intră în scenă și Statele Unite, odată stabilit în Statele Unite principiul că biserica poate folosi sau poate controla puterea statului, că rânduielile religioase pot fi impuse prin lești vine, pe scurt, că autoritatea bisericii și a statului trebuie să domine conștiința, triumful Romei în această țară este asigurat. Observați? Principiul Romei a fost să călărească puterea civilă. Femeia aceasta îmbrăcată în stacojiu călărea, ea ținea fruiele. Acum, subiectul este lung, apare în scenă Statele Unite care vor folosi exact același principiu. Nu trebuie să domnească Roma cu scepturile ei, dar prin principiile ei că Biserica poate să hotărască și să spună statului ce le să dea Roma Domnește. Foarte mulți oameni au început să spună: când Joe Biden a fost ales președinte, legea dominicală, catolicismul, nu uitați, frații mei, în America protestantismul apostaziat joacă rolul important de împlinirea profeției. Este adevărat, influențele catolicilor sunt mari. Schimbarea nu s-a produs în catolicism, ci schimbarea s-a produs în protestantism, care s-a apropiat. Dar rețineți, nu Biserica Catolică va dicta în sua să dea legi duminicale și să fie o putere persecutoare, ci bisericile protestante. Către acolo trebuie să ne îndreptăm ochii. Cuvântul lui Dumnezeu, cred că este ultimul paragraf, a avertizat cu privire la primejdia care se apropie. Dacă acesta este neglijat, atunci lumea protestantă va vedea care sunt în realitate scopurile Romei. Numai că atunci va fi prea târziu pentru a scăpa din cursă. Biserica aceasta crește pe nesimțite în putere. Învățăturile ei își exercită influența în sălile legiuitoare, în biserici și în inimile oamenilor ea își înalță construcții masive și semețe, ale căror ascunzișuri tainice se vor repeta, în ale căror ascunzișuri tainice se vor repeta persecuțiile de odinioară. Pe ascuns și pe nebănuit, ea își întărește forțele pentru a-și îndeplini scopurile atunci când va veni timpul să lovească. Tot ce dorește este o poziție avantajoasă și aceasta i s-a dat deja. În curând vom vedea și vom simți care este scopul elementului roman. Toți aceia care vor crede și vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu, vor stârni prin această monstrare și persecuție. Mă întorc un pic. Cuvântul neavertizat despre ce urmează să se apropie și dacă acest cuvânt este neglijat, lumea protestantă va vedea care sunt în realitate scopurile Romei. Numai că va fi prea târziu. Prea târziu. Puterea ei, ea crește pe nesimțite în putere. Observați? Învățăturile ei acele ale Concilului Vatican II sunt și sunt exercitate, și influența lor ajunge în sălile legiuitoare, în biserici. Nu în bisericile lor, ci în bisericile celor despărțiți, cum spun ei, acelora care trebuie aduși. Orice biserică creștină, dorința ei este să o aducă. Indiferent de numele ei. Și rețineți, influența ei se regăsește în orice biserică. Pentru că Satana a presărat și el neghină în biserica lui Hristos. Și exact așa cum în biserica primară, din biserica aceea a apostaziat și a apărut o altă biserică, la fel s-a întâmplat de-a lungul tuturor timpurilor. Dar asta nu înseamnă că biserica lui Hristos încă nu există. Ba da, există. Și uitați-o aici. Toți cei care vor crede și vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu vor stârni prin aceasta mustrarea și persecuția. Aceasta este biserica lui Hristos care trăiesc după conștiința lor, care privesc la singur mântuitor ca acela care le oferă mântuirea, care nu se lasă prinși în toate aceste, tot acest dialog ecumenic. Și nu vreau să vorbesc mai mult, că timpul deja este mult prea înaintat. Frații mei, o să continui subiectele acestea. Pentru că sunt documente care trebuie aduse înaintea oamenilor. Și repet, nu am făcut lucrul acesta pentru a discredita pe cineva. Însă mă doare când văd efectele conciliului de la Vatican în toate bisericile. Inclusiv în biserica mea. Asta nu înseamnă că în biserici nu sunt oamenii lui Dumnezeu care fac parte din biserica lui Hristos. Ba da, sunt. Și adevărul va triumfa. Dar, copiii lui Dumnezeu la vremea sfârșitului vor fi persecutați, vor fi mustrați de către aceeași putere, doar că acum încă nu are puterea de plină. Dar Roma nu s-a schimbat niciodată și nu se va schimba. Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși adevărurilor sale, principiilor sale. Nu să ascultăm de legile omenești schimbate. De ce să păstrez o zi care datează de acum 1700 de ani și să nu păstreze acea zi instituită de Dumnezeu la creațiune de acum 6000 de ani. De ce să venerez eu pe cel rău? De ce să venerez această biserică apostată când pot să-l venerez direct pe Creatorul meu, care spune: "Aduți aminte de ziua de odihnă." Privește la mine ca exemplu, ce am făcut eu, fă și tu. Iubitul meu ascultător, bătălia se va da într-adevăr și minciună. Între adevărata închinare, închinarea la adevăratul Dumnezeu, la Dumnezeul Creator, închinarea în biserica aceea învăluită în soare cu luna sub picioare, sau închinarea în această biserică? Indiferent cum s-ar numi bisericile, rețineți, adevărul le diferențiază. Pot să fie 50.000 de biserici. În contabilitatea cerului sunt două. Și ceea ce le separă, și ceea ce le diferențiază, este adevărul. Lui Dumnezeu, adevărul scripturistic. Nu contează unde ești tu. Numele bisericii nu contează. Contează adevărul care este în biserica aceea. Bunul Dumnezeu să ne ajute, fratii mei. Amin. Mă voi pleca și mă voi ruga pentru încheiere. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău, îți mulțumim pentru lumina pe care tu ne-o aduci, îți mulțumim pentru cuvântul scris și pentru cuvântul întrupat. O, Tată, călăuzește-ne Tu, condune Tu. Viitorul copiilor tăi va fi unul primejdios. Dar lângă tine știm că vom fi în siguranță. Noi nu ne temem de cei ce pot să ucidă trupul. Dar, Doamne, noi vrem ca sufletul nostru să fie al Tău. Noi vrem să te venerăm pe Tine, să te cinstim pe Tine. Vrem să facem parte din acea biserică care este învăluită în soare, care este biserica Ta, al cărei cap ești Tu, nu un om. Binecuvântează pe fiecare ascultător. Binecuvântează pe toți credincioșii din toate bisericile care sunt sinceri. Tu îi cunoști pe fiecare și știm că îi vei scoate, tată. Știm că îi vei scoate și le vei da o ultimă strigare și îți vei revărsa dragostea și lumina ta peste ei. Rămâi cu noi la despărțire. Să fie pacea ta și binecuvântarea ta peste noi toți. Amin.